O componentă importantă. Prima componentă este legată de virus. Și această componentă care este legată de virus este una cât se poate de clară. Este un microorganism nou în natură. El a apărut în urmă cu ceva luni de zile. A ajuns să-și facă stadiile evolutive exact ca un copil mic. E născut, începe să crească, se școlarizează. Prin școlarizare înseamnă, că își crește violența și agresivitatea și începe să atace. Devine rebel. În momentul în care devine rebel, are niște momente de cumpănă. Exact cum este și om în viață. Da. Odată cu procesul educativ. În aceste momente de cumpănă intervin autoritățile de sănătate publică, în orice stat. Și spune, măi, eu nu te las pe tine să circul chiar așa de capul tău. Și au niște măsuri. Aceste măsuri sunt cele care îl opresc pentru o anumită perioadă de timp. Dar el și-a căpătat și virulență și agresivitate. În momentul în care tu începi să te relaxezi, trebuie să iei în calcul, în mod obligatoriu, că acest virus nu stă degeaba. Și el va încerca din nou să atace. Și unde va ataca? Exact pe unde se duce omul, să plimbă. Și atunci este evident că acele măsuri pe care noi le-am învățat foarte bine, începând cu luna februarie, martie, aprilie, trebuie să ținem cu dinții de ele. Adică ne sculăm de dimineață, ne facem ceaiul, ce facem noi acolo, ne punem masca pe figură, ne ducem la serviciu, lucrăm, facem treabă, ne întoarcem înapoi acasă și sfatul ar fi să mai stăm încă 8 săptămâni, circa 2 luni de zile, cu minței din acest punct de vedere, adică mai ușor cu relaxarea excesivă. Asta nu înseamnă că nu pot să mă duc pe stradă să mă plimb jumătate de oră. Dar dacă mă duc pe stradă, nu înseamnă să mă duc în aglomerație. Acolo unde este aglomerație, evident că voi găsi și virusul, pentru că cel puțin o persoană va fi într-o sală de portaj pe care eu, ca autoritate de sănătate publică, n-am avut cum să-l depistez. Și atunci, în contrapartidă, orice autoritate de sănătate publică vine și spune ce pot să fac eu acum ca să preîntâmpin îmbolnăvirea populației generale. Că ăsta este scopul, să preîntâmpinăm. Dacă am o populație sănătoasă, omul se duce la muncă, face economie, are salariu, nu se întâmplă absolut nimic. Dacă e bolnavă, evident că se va duce unde? În sectorul sanitar. În sectorul sanitar și cu toții că avem probleme destul de numeroase, numai asta ne mai lipsea nouă în momentul de față. Dar vom face față și cu asta. Și atunci, evident, pun problema să mă uit pe unde circă virusul, adică testări. Exact ce s-a spus. Vom trece la o testare pe cohorte mari, în așa fel încât să vedem dacă putem să ratrapăm din momentul de față virusul, să știm pe unde circulă, ca să nu genereze focare. Mai mult decât atât, acolo unde apare un focar, trebuie să-l închid. Și lumea va trebui să înțeleagă că dacă apare un astfel de focar, el se închide, se localizează, se consumă focarul respectiv, după care nu mai transmite mai departe. Acum, nici virusul n-a stat degeaba și a zis, bine mă, doctorul, sunteți voi așa de serviciu, fel de problemă, dar eu pot să stau într-un organism până la 2 luni de zile, fără să știți voi. Absolut deloc. Deci el poate intra în organism până la 2 luni de zile? Sigur că da, face un pact de non-agresiune, un armisticiu, cu sistemul imun și stă acolo, bine mersi, portaj. Această stare de portaj, pe care mulți au criticat-o și ne-au criticat pe noi doctorii, de ce ținem pacienți internați 2 luni de zile? Păi țin tocmai ca să nu reprezinte un element care să-mi transmită pe urmă populație. Prefer să dau acasă sănătos, fără să aibă virusul la nivelul tractului nazofaringian, decât să trimit acasă, pentru că acasă apar foarte multe elemente. Să nu primim un pic. Există vreo explicație pe care ne-o puteți oferi pe înțelegerea noastră? De ce virusul la unii rămâne în această stare? O lună, două, cât rămâne el? Iar pentru alții face ravagii, care e diferența dintre organismul aceluia care nu pățește nimic, asimptomaticul, și acela care este pus la pământ, poate chiar omorât? Euler la 1917, cred, 1917, spunea că organismul moare în contextul infecției nu atât din cauza infecției, cât din cauza reacției pe care are organismul la infecție. Altfel spus, noi suntem tributari sistemului genetic pe care îl avem și modului în care reacționăm la infecție. Același microorganism la mine generează ceva, o anumit tip de boală, o anumită formă clinică, la dumneavoastră cu totul altceva. Dumneavoastră puteți să fiți un purtător asimptomatic și să transmiteți la 1000 de persoane de aici încolo, eu pot să dezvolt o formă severă de boală care 4 zile să mă pună la pat și în următoarele 3 zile să mă și scoată din circulație. Fiecare reacționează după cum își are construcția lui proprie. Și aici intervine o serie de celule care sunt celule așa numite killer.
În momentul în care omul a făcut, Dumnezeu a făcut omul, l-a pus în niște situații critice. Și mai mult decât atâta, i-a spus, vezi că pe această planetă, acum vreo 3 miliarde de ani, eu am făcut niște microorganisme. Pe unele ți le dau ție să te protejeze și te tapetezi cu ele de sus până în picioare. Și așa se face că orice organism uman are de 10 ori mai multe microorganisme pe el și în el decât propriile celule umane. Acestea formează un scut protector. Această negociere, din punct de vedere genetic, pentru că ce se întâmplă acum cu acest virus, este tot de la mama natură. Da? Această structură genetică suplimentară pe care avem noi este una protectivă. În momentul în care încercăm să distrugem această structură protectivă, inclusiv cu substanțe de-astea pe care le folosim de zi cu zi, creăm niște breșe și trebuie să fim foarte atenți la aceste breșe, pentru că se aplică principiul ce e mult nu-i bun, iar ce puțin nu se ajunge. Și atunci trebuie să avem un echilibru în absolut orice. Eu am spus de foarte multe ori, ce avem noi de făcut? Avem de făcut următorul lucru, să ne spălăm cu apă și să pupăm mâini, să ne spălăm pe față când ne ajungem acasă, să dăm masca jos, să o punem la gunoi, etc. Cu masca o să vorbim un pic, pentru că aici sunt niște lucruri și cu masca și cu mânușile și aici sunt foarte multe întrebări. Cât protejează, de fapt, masca? Cât te înșelcă, te protejează? Cât te afectează din punct de vedere al organismului? Dar, domnule profesor, ați explicat lucruri despre virusul ăsta și toți, într-un fel sau în altul, am devenit și noi niște mici doctori sau avem impresia că suntem, vorbind luni de zile, citind, căutând o serie întreagă de informații. Povestea asta, pe care noi o vedem tocmai pentru a înțelege ce urmează să se întâmple. Ne uităm pe graficele pe care le-am prezentat mai devreme și vedem că au fost țări care au coborât dramatic. Au coborât dramatic și au luat-o din nou în sus. Japonia este un caz. Acolo, acum e din nou jale. Există zone, e adevărat, în care e jale. Iată China. China, care a avut impresia că a scăpat, dintr-o dată se trezește cu niște cazuri într-o altă regiune, nu e aceeași regiune. Fac o anchetă epidemiologică, pe datele existente pare că nu sunt persoane care au călătorit acolo din zone infectate și încep să pună orașe întregi în zona respectivă, în carantină, închis școli, cu tare, cum s-a întâmplat. Care este explicația pentru care, iată, are o... Deci un virus care mulți experți au zis, domne, virusul are o viață. Dacă te uiți cumva, are o viață. Cam 40 de zile, de fapt, de la momentul în care apare în comunitate, 40 de zile până când transmitere comunitară și apoi 70 de zile până când el moare. Dar ne uităm pe datele astea și vedem că el a reînviat în anumite zone. Virusul nu moare, din păcate. El rămâne remanent în natură. Așa se face că în momentul de față... SARS-CoV-1 nu a murit? Cine? SARS-CoV-1. Nu, el există în circulație. Există în circulație? Sigur că, bineînțeles. Nu la forme în care să genereze epidemii. Dar mici infecții generează. Nu e niciun fel de secret. Deci orice microorganism care apare în natură nu și dispare din natură, ci rămâne într-o formă care este așa numită formă dormantă. Și acest lucru este cunoscut. Ca să vă dau exemplu, bacilul Koch, care dă tuberculoză. De câte sute de ani vorbim de el? Nu se știe. Și e bine mersi și există și România la tot colțul, dacă vreți. Deci nu asta este problema, asta este una falsă, ca să spun așa. Cel puțin până acum avem circa 4 tulpini de coronavirus care erau tulpini endemice. Asta înseamnă că generează mici infecții respiratorii când și când, în principal primăvara și în sezonul rece. Dar acest nou coronavirus este unul care vrea să domine. În momentul în care un microorganism pătrunde atât de brutal pe planetă, el vrea să domine și el nu să se discute nici cu cine vezi dumneavoastră, cu autoritățile deci sănătate publică. Deci el vrea să domine. Sigur că da. Păi ăsta e scopul lui, să-și facă un câmp de luptă, nu? Cum a făcut Napoleon. Napoleon s-a uitat în stânga, în dreapta, nu, s-a dus și spre Rusia, s-a dus și mai spre Egipt, s-a dus peste tot. Așa și cu ăsta, ca să vă dau și un exemplu. Atunci, domnule profesor, pun următoarea întrebare. Știu că s-ar putea să fie complet... de la locul ei, dar o pun pentru că foarte mulți o au. Dacă virusul ăsta oricum își face mândrele. Deci noi cu aceste sacrificii uriașe, cu statul în casă, cu renunțarea la vieți, la joburi, la o serie întreagă de lucruri, noi ce am reușit a fost ca pentru moment să avem această curbă și o luăm în jos și acum când dăm din nou drumul, când dăm din nou drumul vieții, contactului și așa mai departe, chiar dacă iei niște măsuri, dar vom vedea. Păi în momentul în care el nu moare oricum, nu... Singurul lucru pe care l-am reușit a fost să încetinim pentru un moment și probabil că după o anumită perioadă ajungem din nou în aceeași situație și iară trebuie să băgăm pe toată lumea în casă?
Eu sper să nu se ajungă acolo și sper ca președintele României să nu fie nevoie să apese din nou butonul de urgență. Pentru că un astfel de risc există, să știți. Avem un procent cam cât de mare riscul ăsta? Sigur că da. Dar asta îl puteți spune cam după 3 săptămâni început de acum încolo. După 3 săptămâni știm la ce procent de risc am ajuns. Exact. Pentru dar dacă ne uităm așa în vamă, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în zilele astea? Foarte bine a spus problema, ne uităm ce se întâmplă în vamă. Acolo au fost aglomerări de oameni pe care le-am văzut cu toții. Problema este cât au putut să aducă cu ei și ne uităm țările de origine. Dacă ne uităm că mulți vin din Germania, iar în Germania, în momentul de față, lucrurile sunt într-un calm relativ, atunci riscul potențial este jos. Dacă vedem că vin din alte zone unde aglomerațiile, din punct de vedere al numărului de cazuri noi, în ultimele 24-48 de ore a fost mai mare, atunci evident că acest risc se calculează. Însă, ei vor sta, evident, în izolare la domiciliu și atunci vom avea... Suntem siguri de asta? Păi, așa ar trebui să se întâmple. Dacă se întâmplă așa, atunci lucrurile vor fi ținute sub control. Dacă nu, atunci evident că vom avea cazuri plecate de data asta de la pătrunderea în țară. Dar eu sper ca lumea să aibă suficientă minte, pentru că până acum a dat dovadă că a avut. Și dacă suntem în această situație, care este o situație bună pentru România, este datorită oamenilor din România care au înțeles că pe această perioadă trebuie să respecte niște reguli și reguli stricte. N-a fost ușor pentru nimeni. De exemplu, pentru mine ca medic, când mă duc la institut și mă întorc, deja era o ieșire, dar ceilalți au stat chiar în casă. Și acest lucru trebuie înțeles cât se poate de bine. Avem datele de astăzi declarate la România, 17.036 de cazuri, 165 de cazuri noi și 10 decese. Numărul deceselor a scăzut dramatic în România. Asta înseamnă că sectorul de sănătate și-a făcut treaba cu vârf și de sat. Pentru că nu poți ajunge la 10 decese pe o cohortă atât de mare fără ca lumea medicală să nu și-a făcut datoria. Wow. Și eu țin să le mulțumesc și să îi felicit pentru că a fost și este în continuare un efort foarte, foarte mare. Gândiți-vă că în momentul în care te îmbraci, și știți foarte bine, când te îmbraci în acel costum, după 10 minute ești cam luarcă de apă. Ori acea stare este o stare cât se poate de neplăcută și uneori ajunge să-ți întunece și mintea.